Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip cu Analiza Săptămânii. Îmi pare bine să fiu prezent aici alături de voi și să facem o prezentare completă a săptămânii anterioare și de asemenea a săptămânii ce urmează, să ne uităm la potențiale puncte de intrare, să vedem cum arată graficele, cum arată marketul. Este tot în regulă, nu este regulă, avem potențiale tranzacții, nu avem potențiale tranzacții. Vreau să discutăm toate aceste aspecte pentru că avem multe de discutat. Pentru astăzi am pregătit și o surpriză, să spun așa. Este cumva o prezentare pe care v-am pregătit-o PowerPoint, în așa fel încât să avem niște informații despre săptămâna trecută. O să o las așa mai pe la jumătatea clipului. Momentan, ce vreau să discutăm? În primul rând, vreau să începem cu partea de știri. Să ne uităm, știți, în această serie de clipuri, luăm știri, luăm analiză fundamentală, ne pregătim pentru ce urmează săptămâna viitoare, să vedem săptămâna actuală, ce urmează să avem ca și știri, ce urmează să întâlnim pe partea asta de evenimente, cum să ne poziționăm pentru ele și așa mai departe. Înainte să începem clipul, dacă apreciați munca depusă și informație transmisie, m-ar ajuta foarte mult, un like, să spun așa, chiar m-ar ajuta mult. În ultima perioadă știți că am avut un singur clip pe săptămână, de regulă aveam două, momentan încă nu mi-am finalizat, n-am finalizat la birou, deci în continuare, dacă este ecou, dacă auziți lucruri diferite la sunete din cauza că este un open space și este un pic mai complicat, tot stau după sticla respectivă de foarte mult timp, s-au lungit mult cei care ne-au promis că ne rezolvă pe partea asta. În fine, ar trebui să fie gata săptămâna asta, acum vedem, rămâne de văzut, sper cât mai curând, cum o să am gata sticla, ne punem înapoi pe mai multe tipuri de și forme de conținut, dar revenim la acestea după. Bun, hai să dăm drumul la treabă. O să intrăm în prima fază pe calendarul economic și o să luăm aici săptămâna asta să o analizăm. Încerc să nu vă pierd timpul, dau un sfert de oră, vreau să ne încadrăm astăzi în analiza săptămânii. Vă rog, urmăriți-o integral, cap-coadă și luați toate informațiile necesare. Bun, începem cu săptămâna actuală. Da? Suntem pe investing.com, pe știrile majore. Săptămâna asta nu avem nimic astăzi, luni. Și o să discutăm exact de ce am crezut eu că ziua asta va arăta exact cum a arătat și o să vă spun la ce mă refer când ajungem pe grafice. Momentan, marți, adică mâine, avem un speech al lui Jerome Powell, nu știu dacă o să fie de așa mare impact, nu e o zi de speriat, să spun așa. După care, miercuri, avem iar discuție, un speech al lui Powell, la fel nu cred că e foarte important, posibil ca 10-year note auction-ul să impacteze un pic, dar nu prea cred. E ok și ziua de miercuri, marți și miercuri sunt ok. Joi, în schimb, e să zic clar, fără trading, avem German CPI, avem Core CPI, avem CPI MOM de la monthly și yearly, deci e plus 30-year bound auction, deci e o zi plină de știri. Joi, vă recomand să stați departe grafici, eu cu siguranță nu o să fiu pe grafici joi, în rest, cu restul zilor o să încerc să fiu prezent. Eu o să am o plecare de făcut, o delegație între ghilimele de miercuri, o să fiu plecat, dar voi fi pe grafice miercuri și joi, miercuri și vineri, unde voi fi plecat. Pe scurt, este un festival de muzică urbană care se ține organizat destul de cunoscut și am foarte mulți prieteni în organizare și am fost invitat să merg să particip în backstage la câteva aspecte, să vedem cum funcționează acesta. Am câteva întâlniri acolo destul de importante pe partea asta de dezvoltare și n-am cum să lipsesc, deci o să fiu acolo prezent, chiar dacă nu sunt cel mai mare fan festivale de muzică, voi fi acolo pentru că e important pe zona de business și pe zona de networking pentru ce am nevoie. Până alta mergem, vedem, poate o fi și o mini-vacanță, dar nu prea cred, pentru că pe mine mă fac anxioase rău de tot vacanțele astea, când nu sunt la lucru, nu-mi place deloc, deci na, cam asta e, dar văd cum organizez. În fine, deci o să fiu prezent. Luni, adică astăzi sunt toată ziua, momentan n-am avut nicio execuție astăzi, sunt pe grafice până pe la 9 seara, mâine o să fiu la fel prezent, miercuri la fel și vineri. Bun, hai să ne uităm un pic pe săptămâna trecută. Vedem, merge, nu știu dacă merge direct de aici ca să mă duc, trebuie să mă duc pe calendar. Nu, că le facem direct din prezentarea pe care o am. O să ne uităm imediat pe aceasta. Momentan, până să vă arăt prezentarea pe care v-am pregătit-o pentru asta special, o să intrăm pe grafice și o să ne dăm un pic cu părerea. În primul rând, DAX-ul. DAX-ul astăzi nu a dat niciun setup pe sesiunea de dimineață. Am avut high of the day și low of the day. Dacă ne uităm, am avut high of the day lichidat, dar n-am avut niciun market structure shift până în punctul ăsta. Și practic setup-ul ar fi fost un multiple gap setup care, după cum știți, nu avea execuție. În rest, nu am avut niciun potențial setup. Asta a fost ziua momentan. Mă așteptam să fie mers lateral pentru că săptămâna trecută, după cum știți, a fost evitată complet pe partea de trading pentru că au fost foarte multe știri și înainte de săptămâna trecută a fost o săptămână foarte, foarte bună, plină de oportunități în care au fost niște profituri considerabile și era clar că săptămâna trecută nu o să mai fie una așa de bună, ținând de cont de știri. De asta am preferat să o evit integral și eu și echipa și așa mai departe. În schimb, săptămâna asta mă așteptam ca luni să fie o zi de mers lateral pentru că marketul trebuie să se recalibreze. Săptămâna trecută au fost volume mici, nu a fost multă lume în piață, acum se reintră ușor, ușor înapoi în piață și de asta vedem acest mers în lateral și nu este o zi rea, pur și simplu nu a fost prea multe oportunități, a fost pe UK 100 de oportunitate pe care vreau să o discutăm. Deci,
O luăm treptat, da? Deci asta este o oportunitate. Am avut love de lichidat la început, după care am avut shift în zona asta de eu l-aș fi marcat, dacă vrei să fie cel mai clar, asta e zona din care se marca shift-ul, după care displacement clar, gap-uri clare. Eu personal am ales să nu execut tranzacția asta și vă zic de ce, pentru că la intro-ul acum l-am marcat eu, aveam un error prea mic până în high of the day, voiam să am un pic mai mult. Trade-ul a funcționat frumos, a fost bun, a fost decent și am avut chiar un 2.5 error, dacă nu așa, chiar 3 error atins, ok? Deci ăsta a fost un setup potențial pentru dimineață pentru UK. A fost și pe DAX pe sesiunea de Frankfurt, pe sesiunea de dimineață. Dacă o să mergem pe un minut și o să vă arăt imediat execuția, am fost undeva aici, second leg. Deci ăsta era gap-ul, acesta mare. Execuția undeva pe la jumătatea acestuia, stop loss la second leg, da? În zona aceasta, știți setup-ul și cam ăsta era. L-au luat colegii mei de la birou, l-au executat pe acesta din echipă. Eu nu l-am executat, nu prea execut Frankfurt, nu-mi stă cum zic, în strategie să stau foarte mult pe Frankfurt, dar a fost acesta. Deci love de a fost luat și a fost setup-ul interesant. Dar nu o să intru acum în detalii pe partea asta, pentru cei ce știți strategia completă, înțelegeți acest setup. Bun, mergem mai departe. Hai să ne uităm macro la DAX un pic. Când vine vorba de zona macro, asta zone de lichiditate majoră după care mă uit, momentan mers în lateral, mai avem și zona asta cu lichiditate locală, după care pe US 30, da, US 30 eu am avut o locală aici, a trecut până ea rapid, că a fost ora 16:30 și acum vedem mișcarea asta agresivă, se poate să ofere un entry cât de curând, chiar pare că a oferit aici, asta ar fi, ora cum arăta, da, validă, 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 interesant, un potențial setup aici pe US 30, stop loss foarte mare, ok, interesant, interesant. E o probabilitate interesantă să vedem setup-ul ăsta să se joace și vă zic de ce. Shift în zona asta, da, displacement-ul frumos, avem gap închis și pe lângă gap închis, ce mai aici ai două gap-uri mari care sunt destul de mari șansele să le vedem închise. Cu toate că rămâne de văzut, rămâne de văzut. Hai să lăsăm să se joace mai departe și să vedem care e situația cu setup-ul ăsta. Eu unul nu aș fi mers pe el pentru că ideea de bază este că US 30 acum e super bullish, dacă ne uităm foarte, foarte agresiv pe creștere. Dacă ne uităm un pic mai macro, vedeți cum a pornit ultima perioadă foarte, foarte bullish, a rupt zona asta, a rupt și lichiditatea de aici. El e un setup bun în sine, deci e un setup decent, dar na, în momentul de față nu l-am luat ca o potențială execuție. Vedem mai departe. Ok. Cam asta ar fi ca și zone de interes. Momentan lasă să se mai joace. Avem două zone cu lichiditate majoră mai jos cu potențial de întoarcere. Pe UK 100 ne-am uitat la potențialul setat din dimineața asta. Mai avem zona de Forex. GBP are aici o lichiditate interesantă. Momentan foarte agresiv se duce spre ea. Posibil să ne dea reacție din aceasta, cu toate că nu știu dacă mai are putere și gaz, cum se zicea, că mai are puterea necesară să ajungă până aici sus, să lichideze până să ne facă o corecție. Rămâne de văzut. Eu cred că poate să ne lichideze și să ne dea reacția după. După care mai avem EURUSD-ul care ne face aici un flag, dacă vedeți, este un flag din acesta care se strânge, este un pattern anume pe care tranzacționăm acum mulți ani, acum nu mai pe pattern-ul după cum știți, dar am văzut că e interesant că avem lichiditate majoră și e posibil să ne dea reacție de lichiditate și după să mergem ori să testăm zona asta a flag-ului, ori poate să meargă din ce în ce mai jos, oricum cât de curând o să vină o explozie pe acesta la cum arată, o să vedem o mișcare agresivă în sus, ori în jos, așa, asta îmi dă partea tehnică, îmi arată acest lucru acum. Să vedem. Bun, și vreau să ne mai uităm rapid și pe zona de cripto. Vreau să ne uităm rapid, să facem un overview scurt, să vedem ce s-a mai întâmplat pe zona asta de cripto, pentru că mulți oameni sunt interesați. Deci am avut lichiditatea asta majoră luată, momentan avem un bounce din aceasta. Dacă o să închidem și o să mergem mai jos de aici încolo, poate să fie un semn bearish, cu toate că eu încă cred că piața este într-o perioadă de overall de bull market și de creștere. Cred eu că asta este o etapă în care fac ce retail-ul să iasă, pentru că ce s-a întâmplat? A avut all time high, toată lumea s-a entuziasmat în martie, au început să intre mult retail, după care au început să fie lichidați din ei, mulți au ieșit aici, după care unii au fost curajoși, au ținut și după aceea deja acum ies mult mai mulți și practic băncile acumulează prin intermediul ETF-urilor și așa mai departe și ulterior poate să ducă prețul înapoi în all time high spre finalul anului. Rămâne de văzut, eu încă mi se pare că arată bine graficele, mie îmi place ce se întâmplă acum personal. Ok, bun. Hai să ajungem și la prezentarea despre care v-am vorbit. E un cadru comunității, domeniul restrânsă cu care lucrez. În fiecare săptămână pregătesc ori întâlniri în care vorbim despre partea tehnică și luăm tranzacții și luăm analize pe partea tranzacții și facem toată luna prezentă și așa mai departe. Ori facem Q&A-uri, întrebări, discutăm, ne uităm peste diferite materiale, ori pregătesc PowerPoint-uri cu prezentarea știrilor și partea fundamentală, știți, pe care eu pun foarte mult accent. Iar săptămâna asta am decis să dau una și publică pe YouTube. De regulă acestea sunt ținute complet privat pentru echipa care crește, pentru oamenii din comunitate.
Dar astăzi m-am simțit mai, am zis, băi, vreau să împărtășesc asta și cu oamenii de pe YouTube, pentru că știu că poate să fie de folos. Și este un status, nu este foarte complex, făcut de regulă, fac prezentări mult mai complexe, ăsta este unul mai simplu și de asta înseamnă că îl dau și pe YouTube de data asta, îl dau pentru toată lumea. Și ne uităm pe German CPI, am făcut în primul rând o mică analiză. Luni 1 iulie au ieșit datele din Germania, care au arătat o rată lunară de 2.2%, da? Deci inflația s-a dus la 2.2% de la 2.4%. Deci am avut o scădere cu 0.2% și e denotat de asemenea o scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut când aveam 6.4% inflația. Deci inflația față de anul trecut care era 6.4%, acum ai 2.2%. Deci este un lucru denotat, de asta vedem și indicii mai bullish, pe lângă faptul că avem an electoral și așa mai departe, dar asta e un factor de care să țineți cont pe DAX, după care reacția pieței la aceste date a fost mixtă. Pe de o parte, scăderea inflației este văzută pozitiv, da? Deoarece sugerează că presiunile inflaționiste se reduc și că măsurile luate de Banca Centrală Europeană, de BCE, pentru a controla inflația pare să funcționeze, dar pe de altă parte persistă îngrijorări cu privire la ritmul de creștere economică, mai ales în contextul unor date economice slabe anterioare. Deci ce se întâmplă e că economia, cu toate că inflația scade, nu merge mai bine, să știți lucrul ăsta. Dar în trading chestia asta nu afectează, deci nu vă fi frică, da? Pentru investitor nu e o informație de bună, dar pentru traderi, păi noi ne interesează că piața crește sau scade, noi suntem aici să facem profituri de pe ambele mișcări, noi trebuie să știm cum ne poziționăm în piață, asta este destul de important. Și în concluzie, scăderea inflației din Germania este un semn încurajator pentru stabilirea prețurilor, dar persistă provocările economice, iar piețele vor urmări cu atenție evoluțiile ulterioare și răspunsurile politice. Acum, cel mai important eveniment de săptămâna trecută a fost ședința FOMC Minutes. Pentru cei ce nu știți, există FOMC Meeting, FOMC Minutes. Nu se intru acum în detalii pentru că am prezentări super complexe pe partea asta, dar pe scurt, FOMC Minutes reprezintă un rezumat al FOMC Meeting-ului și este practic o înregistrare detaliată a ședinței ce stabilește partea de politică a comitetului FOMC Meeting, da? Care a avut loc aproximativ 3 săptămâni mai devreme. Deci meeting-ul, FOMC Meeting, a avut loc acum 3 săptămâni, iar FOMC Minutes a avut loc săptămâna trecută. Și practic ce s-a vorbit în acesta și ce e foarte, foarte important, s-a vorbit faptul că politica monetară, da, deci s-au dat privire detaliate la poziția FOMC cu privire la politica monetară, astfel încât comercianții de valută examinează cu atenție pentru indicii privire la rezultatul deciziilor pe viitoarele rate ale dobânzii. Și pe scurt, FOMC reprezintă deja rezumatul, după cum am zis, dar nu asta mă interesează, asta mă interesează aici. Comitetul a subliniat faptul că personalul Fed, Federal Reserve, da, nu mai anticipează o recesiune în acest an. Deci de asta am văzut creșterile destul de agresive la final de săptămâna trecută. Faptul că Fed a anunțat miercuri, faptul că nu mai anticipează recesiune în acest an, datorită rezilienței economice americane, da, deși se așteaptă la o încetinire vizibilă a creșterii economice spre finalul anului, deci sunt două chestii care se bat cap în cap, deci au zis o chestie bună, că nu mai anticipează recesiune, ceea ce bam, te zici că te uiți în sus, dar după îți spune că oricum, da, așteptăm și scădere economică sau încetinire economică, ceea ce te uiți în jos, deci se bat cap în cap, au anunțat un lucru pozitiv cu un lucru negativ și de asta probabil vedem și mers lateral acum și un pic de indecizie. Paul a menționat că în cazul în care datele privind inflația și piața muncii vor fi suficient de favorabile, este posibil ca Fed să ia o pauză în septembrie. Da? Totuși, el a avertizat că nu va exclude posibilitatea unei noi majorări ale ratelor dobânzii de referință. Asta e un aspect important și pentru cei ce înțelegeți, practic, dacă se majorează ratele dobânzii, nu e un lucru bun pentru economie. Noi vrem acum, practic, tăieri, ca să asta se semnifică că inflația a ajuns într-un punct bun și se redea drumul la creșterile economice. Dar, momentan, Fed-ul a lăsat așa impresia ca și cum și-ar dori să mai facă niște creșteri, cu toate că cred că este pus acolo ca un fel de bluff, să zic așa. Cred că în realitate o să vedem ce mai probabil scăderi până la finalul anului, măcar o scădere sau două pe partea asta de dobândă de referință. Și cum a interpretat piața aceste decizii? Aceste decizii și declarații subliniază o abordare prudentă și flexibilă din partea Fed, care continuă să monitorizeze atent evoluțiile economice și să ajusteze politica monetară în funcție de datele economice. Da? Acum, ce vreau să adaug aici, că nu o să mai merg mai departe în prezentare, pentru că după aceea intrăm pe grafice, asta se întâmplă în cadrul științei, asta se întâmplă pe grafice, să facem corelarea între știri și cum au reacționat grafice și așa mai departe. Asta este o scurtă prezentare pe care v-am arătat-o acum și ce lucrez eu cu oamenii. Lucrurile astea sunt important de înțeles și de interpretat, pentru că ai nevoie de ele săptămânal ca să știi cum te poziționezi în piață. Mă poziționez pe parte, cum să zic, am așteptările pieței să mi ofere ceea ce îmi doresc, am așteptări să fie piața mers lateral și să nu mi ofere setup-uri. Trebuie să știi să te pregătești dinainte. Adică faptul că anticipezi, că de multe ori poate multe persoane se întreabă, și cum ai știut să nu execuți trade-ul ăla sau cum ai știut să evit ziua aia?
chestia asta nu sunt la întâmplare, sunt pe baza unor analize pe care le fac înainte și pun timp în așa ceva. Nu pot să compar timpul, adică cred că în fiecare săptămână minim 2 ore prin care fac analize de genul ăsta și interpretări. Și na, prin ele iau aceste decizii, să spun așa. Iar ca o concluzie, pentru că tot primez mesaje cu privire la chestia asta, chiar dacă o menționez în fiecare clip, sunt nevoit să o menționez, în cazul în care vreți să aplicați pentru comunitate și să lucrăm împreună și așa mai departe, noi oferim o întâlnire privată, gratuită, ori cu mine, ori cu echipa mea, pe care o puteți programa ori de pe site, da, de pe tradinginstitutional.ro, ori puteți intra în descriere și puteți acolo să programați gratuit o întâlnire în cazul în care vreți să aplicați și acolo ne cunoaștem, vedem dacă rezonăm, discutăm și vă spunem în ce constă toată această comunitate și ceea ce vrem noi să construim cu ea, pentru că vrem să construim niște lucruri destul de mari în termen lung. Dar cam asta este, am vrut să menționez aici ca să evităm mesajele de după cu cum mă pot altora și mai departe, pentru că e un pic greu, mi-e foarte greu acum cu mesaje în ultima perioadă să răspund, pentru că încerc ce mai mult haos, încerc să fac atât, fac tot efortul posibil să răspund la toată lumea. Dacă ați observat, încerc să răspund peste tot, dar na, fac totul cu putință, dar încerc să mai eficientizez din acest proces menționat în acest clip de acest lucru. De asemenea, pentru YouTube, vreți materiale, sunt foarte multe persoane care îmi zic creare și nu am materiale de pe care să învăț, n-am de pe ce să studiez. Ai pe YouTube foarte multe clipuri gratuite, o grămadă pline de informații. Ia-le la puricat, ia, notează informații, stoarce cât mai multe informații de aici și din ele și așa mai departe. Și pe partea motivației sunt destul de bune. Și ce vă mai recomand în cazul în care vreți să am niște materiale gratuite pe care le-am construit în ultima perioadă, sunt vreo 6 ore de conținut. În cazul în care nu mi le-ați cerut, puteți să-mi dați un mail în care să-mi scrieți cuvântul materiale și vi le trimit pe acestea, sunt complet gratuit, ori să-mi scrieți pe Instagram un mesaj cu cuvântul materiale și vă trimit materialele acolo. Cam asta ar fi, sper că am menționat tot. Aștept cu drag un comentariu din partea voastră, un feedback, o părere pentru acest clip, să văd dacă încă este interes, mai ales acum vara, lumea la festivalie, la distracție, nu știu unde, lumea nu mai e așa de activă ca în trecut și de asta mereu se întâmplă așa vara, dar vreau să vă văd pe cei care sunteți activi, sunteți aici la treabă, sunteți pregătiți să ne autodepășim, pentru că în perioada asta se fac diferențele. Știți lucrul ăsta și o să fac un clip pe această temă. În perioada asta se văd diferențele între cei care fac treabă și cei care dau skip între ghilimele și au vacanțe și pauze și așa mai departe. Acum cei adevărați depășesc. Bun. Nu mă mai lungesc, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, vă respect enorm, vă mulțumesc că vreți să vă dezvoltați și că vreți să studiați și vreți să vă duceți mai departe și să nu uitați să împărtășiți și cu cei din jurul vostru informații, să-i ajutați să crească, să se dezvolte mai departe și cam asta ar fi. Ne vedem la următoarele clipuri. Pa, pa!